Scump frați și surori, textul din această zi vorbește foarte clar despre momentul pogorârii Duhului Sfânt în ziua cincizecimii. Versetul 39 clarifică acest lucru, spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat. Am spus de multe ori în această biserică și nu cred că trebuie să insist foarte mult, vreau doar să vă reamintesc, că Duhul Sfânt lucrează în trei forme. Lucrează prin inspirație, lucrează prin iluminare și lucrează prin instaurare. Duhul Sfânt prin inspirație folosește oamenii să rostească sau să scrie lucruri pe care nici ei nu le înțeleg. Devin prorocii, profeții păstrate pentru o împlinire ulterioară și oameni secole mai târziu înțeleg la ce se referă omul inspirat care rostește cuvinte pe care el nu le-a înțeles. În ziua cincizecimii, apostolul Petru face referință la ceea ce spunea patriarhul David, împăratul David, psalmistul David, prorocul David. Domnul a zis Domnului meu, afirmând în felul acesta divinitatea Domnului Iisus Hristos, concept, parte din Trinitate pe care David nu l-a înțeles atunci când a scris. Dar în ziua cincizecimii a fost folosit pasajul acesta și însuși Petru spunea, David însuflat sau inspirat de Duhul Sfânt a scris acest lucru. Este o formă de manifestare a Duhului. Apoi, iluminare. Chiar în vechime, spune apostolul Petru, prorocii din vechime n-au înțeles foarte clar și foarte bine, dar au înțeles câte ceva. Au înțeles că nu pentru ei erau acele prorocii, ci pentru un neam în viitor, pentru o generație în viitor. Și știau în mare unde se va naște, care este miracolul ca semn al nașterii. Știau foarte multe lucruri despre venirea lui Mesia din prorociile vechi testamentare. Îl găsim pe Simeon trimis de Duhul Sfânt la templu și Ana la fel, iluminați să înțeleagă împlinirea prorociilor în persoana Domnului Iisus Hristos. Și cu toate acestea, Duhul Sfânt încă nu fusese dat. Îl găsim pe Ioan, umplut și mișcat de Duhul Sfânt în pântecele mamei sale. Găsim pogorârea Duhului Sfânt peste Domnul Iisus Hristos la Iordan. Și cu toate acestea, Duhul Sfânt încă nu fusese dat. Până în ziua cincizecimii, expresia aceasta rămâne valabilă. Din punct de vedere eclesiastic al bisericii și al lumii în care trăim, dar din punct de vedere personal, expresia aceasta rămâne valabilă până în ziua cincizecimii tale. Până în ziua în care tu vei primi. Pentru că nu e de ajuns să fii crezut. Cui le va fi dat? Cine îl vor primi? Cei ce vor crede în el. Iată, dar este pentru tine. Pentru tine. Sunt trei concepte
legate de apa vieții, pentru că vorbim despre Duhul Sfânt ca apă a vieții. Sunt câteva imagini ale Duhului Sfânt din viața cotidiană, pentru ca să înțelegem mai bine lucrarea, vorbim despre Duhul Sfânt ca porumbel și vorbim despre Duhul Sfânt care este apa vieții. Primul concept biblic legat de Duhul Sfânt ca și apa vieții este conceptul stâncă. Conceptul stâncă. În 1 Corinteni, în capitolul 10, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre vechime, despre călătoria poporului Israel în pustiu și spune în versetul 4, toți au băut aceeași băutură duhovnicească pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Acum știm că prima oară, atunci când au avut nevoie de apă în pustie, apa n-a căzut din cer, n-a plouat în pustie, apa n-a țâșnit din pământ, de sub pământ, ci era o stâncă despre care Dumnezeu a spus lui Moise, du poporul la stânca aceasta, lovește stânca cu toiagul și va da apă. Și stânca umbla după ei. În Numeri, în capitolul 20, atunci când poporul s-a răzvrătit împotriva lui Moise și Aron, spune Biblia că Moise și Aron s-au dus la cort, disperați, în mijlocul unei rebeliuni masive, că n-aveau apă. S-au aruncat cu fața la pământ. Și Domnul a spus, Moise, du-te la stâncă și vorbește stâncii. Stânca a fost lovită. Stânca dă apă. Stânca nu mai trebuie lovită, doar vorbește stâncii. Însă prins de starea poporului ca o reacție omenească naturală. Știți că Moise a fost cel mai blând om de pe fața pământului. Dar față în față cu iraționalul acestor oameni care regretau după Egiptul robiei, a și dat cu tablele de pământ și le-a făcut praf și acum se duce și lovește stânca de două ori. Și spune, ascultați răzvrătiților. Vom putea noi oare să vă dăm apă să beți din stânca aceasta? Stânca avea apă și stânca a dat apă. Și a băut tot poporul. Însă pe urmă Dumnezeu a chemat pe Moise și pe Aron. Că Aron era lângă Moise. Ca să știe, să-l ajute, se vorbea de parteneri în rugăciune. Ai nevoie de un partener în rugăciune să te întărească și uneori chiar să te mustre, să spună că n-ai luat-o pe cale bună. Nu să se înrăiască unul pe altul în a lovi stânca. Și a spus, pentru că așa ați făcut, niciunul dintre voi nu va conduce pe poporul meu în țara promisă. Alții o vor face. Și acum ascultați, frați și surori, conceptul apa vieții care vine din stâncă. Stânca a fost lovită acum 2000 de ani pe dealul Golgotei. Și de atunci curge izvorul de apă vie. Vă rog frumos, nu mai loviți stânca. Vorbiți stâncii. Rugați-vă stâncii. Pentru că auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? În Evrei, în capitolul 6, de la versetul 4, căci cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt,
și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși au căzut. Dacă Duhul Sfânt se primește de către cei ce cred, Duhul Sfânt este pierdut prin necredință. Și necredința vine în viața oamenilor datorită păcatului și răutății. Vedeți, oamenii care păcătuiesc au două alternative. Unii o iau pe calea pocăinței și rămân în credință. Alții disprețuiesc pocăința și cad în necredință. Și cei care disprețuiesc pocăința, pentru că, repet, repet și voi repeta, câtă vreme respiri, câtă vreme existi, câtă vreme n-ai ajuns la ultima suflare, Dumnezeu te cheamă la pocăință. Dumnezeu vrea să-ți dea iertare. Dumnezeu vrea să te spele. Dumnezeu vrea să te curățească. Dar dacă păcatul săvârșit, păcate mai grave, mai puțin grave, produc împietrire în inima ta, respingi pocăința și alegi necredința. Cuvântul Domnului spune, este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Nu lovi în stâncă. Vorbește stâncii. Ăsta este primul concept referitor la apa vieții. Stânca este în mijlocul nostru, stânca e în ființele noastre, stânca dă apă, izvorul curge, umple ființele noastre. Nu trebuie decât să vorbim. Săptămâna viitoare suntem chemați să vorbim stâncii, să rugăm stânca. Stânca ne va umple de apa Duhului. Al doilea concept al stâncii este pomul. Când este vorba de apă, al doilea concept este pomul. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa, în capitolul 22, versetul 14. Ferice de cei ce își spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Este apa vieții și pomul vieții. Niciunul dintre noi încă nu am ajuns la pomul vieții. Știți cât de valoros este acest pom al vieții? Cine mănâncă din pomul vieții, nu se îmbolnăvește, nu îmbătrânește și nu moare. De aceea a tăiat Dumnezeu accesul omului la pomul vieții când a căzut în păcatul neascultării în grădină, ca să nu trăiască veșnic. Știți ce înseamnă asta? Să vă spun ce înseamnă. Dacă eu îl urăsc pe fratele meu și vreau să-l omor, l-am omorât și am terminat cu el. Dar dacă mâncam din pomul vieții, îl uram și îl omoram o veșnicie. Eu pe el și el pe mine. Pentru că nici eu nu muream, nici el nu murea. Gândiți-vă ce viață ar fi dus oamenii pe planeta asta dacă nu s-ar fi murit. Moartea a fost soluția lui Dumnezeu pentru ca să nu se adâncească răul în eternitate. Să nu devenim agenții ai răului. Știți că diavolul nu numai că face răul, el este sursa răului. În el s-a zămislit răul. Fără moarte nu se pocăia niciodată nimeni de rău. Ne-am fi insultat, ne-am fi bătut, ne-am fi omorât o eternitate unii pe alții. Și răutatea, ura, păcatul
mizeria din lumea asta ar fi devenit infinite. De aceea Dumnezeu a trebuit să taie accesul omului la pomul vieții. Însă, pentru cei ce cred și pentru cei ce își spală hainele, pentru cei ce au acces la apa vieții, că mai jos spune cuvântul lui Dumnezeu, în versetul 17, și Duhul și Mireasa zic vino și cine aude să zică vino și celui ce este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată. Este conceptul acesta, apa vieții, care aduce mântuire, care aduce mântuirea sufletului, și numai cei care au ajuns la apa vieții și au beneficiat de apa vieții au acces la pomul vieții în slavă. Dar pomul vieții, spune Biblia, că până și frunzele lui slujesc la vindecarea neamurilor. Dumneavoastră știți că în domnia de 1000 de ani, Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, cu biserica, va împărăți, sediul împărăției va fi în Cetatea Sfântă, în Ierusalim. Israelul va fi cel mai puternic popor, cel mai numeros popor, cel mai important popor, acolo va împărăți Domnul, nu numai ca împărat al pământului, dar ca împărat al lui Israel. Atunci va fi restaurată împărăția lui Israel și toate profețiile făcute lui Avram se vor împlini în Israel. Dar și neamurile vor fi binecuvântate. Și timp de 1000 de ani va fi pace, prosperitate și longevitate. Spune Biblia că dacă cineva moare la 100 de ani, e considerat păcătos. Ei, când vine Hristos din cer să domnească 1000 de ani pe un pământ înviorat, pe un pământ refăcut, aduce cu El și farmacia Lui din cer. Farmacia lui Dumnezeu pentru neamuri, pentru vindecare, vor fi frunzele pomului vieții. Pentru ca oamenii să poată trăi, să poată avea longevitate în timpul domniei de 1000 de ani. Accesul nostru la pomul vieții este garantat dacă aici, pe pământ, ne-am adăpat din apa vieții, ne-am spălat hainele, s-a produs înviorarea, transformarea, schimbarea, nașterii din nou în viețile noastre. Am fost regenerați. La înviere vom avea trupuri de slavă, vom avea acces la pomul vieții. O viață fără boală, fără suferință, fără durere, fără lacrimi. Ca așa spune cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa, capitolul 7, versetul 16. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu-i va mai dogori nici soarele, nici vreo altarșiță, căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii. Iată, dar conceptul stâncă vine din vechime și rămâne stânca de veacuri. Conceptul pomul vieții, cei ce au acces la apa vieții și sunt spălați și mântuiți, sufletele lor sunt regenerate prin nașterea din nou, au acces la pomul vieții. Dar există al treilea concept, trupul sau inima. Pentru că reședința Duhului Sfânt în veacul Harului nu este o stâncă la care să mergem toți. Nu este încă pomul vieții, ci este trupul tău, inima ta. Biblia te numește trupul sau templul Duhului Sfânt. Vă aduc aminte de un concept pe care l-am auzit cu mai mulți ani în urmă, când ne-a vizitat fratele Macoveciu, spunea că Domnului Iisus Hristos i s-a pregătit un trup când a venit în lumea asta. Până și duhurile necurate au nevoie de trupuri în care să intre, pe care să le posede. Că altfel sunt trimiși în adânc.
Se plângeau ei, Domnule, ai venit să le chinui înainte de vreme. Duhului Sfânt nu i s-a dat un trup ca Domnul Iisus. Trupul care s-a dat Duhului Sfânt este biserica și este trupul tău. Și dacă Dumnezeu lucrează prin însuflare sau prin inspirație, dacă Dumnezeu lucrează prin iluminare, când ne luminează mintea să înțelegem adevărul și să credem celor ce cred prin iluminare, li se oferă instaurarea Duhului Sfânt, când trupul tău devine reședința Duhului Sfânt, când Duhul Sfânt ca persoană locuiește în tine. Și atunci avem parte de prezența Duhului și de plinătatea puterii, prezența persoanei și plinătatea puterii. Iată de ce, întorcându-ne la textul de astăzi, cuvântul Domnului spune, în versetul 38, cine crede în mine, din inima lui, din inima lui. De ce din inimă? Pentru că acolo este reședința Duhului Sfânt. Și unde e Duhul Sfânt, e apă vie. Și dintr-o inimă plină, care devine așa de plină, încât dă pe din afară, curg spre exterior râuri de apă vie. Iată de ce le-a spus Domnul, nu vă depărtați de Ierusalim până nu vă voi da o putere ca să fiți martori. Nu neg influența și inspirația Duhului Sfânt, chiar la oameni care n-au experimentat botezul cu Duhul Sfânt. Ei pot rosti cuvinte inspirate. Nu neg lumina Duhului Sfânt în mintea și în exprimarea unor oameni care nu neapărat au experimentat botezul cu Duhul Sfânt și instaurarea Duhului Sfânt. Dar pentru evangelizarea lumii, pentru răspândirea Evangheliei până la marginile pământului, este nevoie mai mult decât de o inspirație. Și e nevoie mai mult decât de o iluminare aici și acolo printr-o predicuță sau alta. E nevoie de un val, e nevoie de un râu care izvorăște din inimile celor care sunt umpluți cu Duhul Sfânt, viețile celor în care locuiește persoana Duhului Sfânt și care au plinătatea Duhului Sfânt. Așa au luat apostolii cu asalt lumea cunoscută la vremea lor și au umplut-o de Evanghelia Domnului și au răsturnat, au întors pe dos. Așa se plângea lumea, ne-au întors pe dos. În realitate îi întorsese pe față. Pe dos erau ei întorși. Dragii mei, am putea avea mai mare succes în chemarea noastră. Am putea avea mai mari binecuvântări în slujirea noastră dacă am accepta să fim plini, dacă am accepta să fim botezați și să fim umpluți de puterea Duhului Sfânt. Iată de ce în Ezechiel, în capitolul 47, spune cuvântul lui Dumnezeu că prorocul a fost dus la ușa casei și iată că ieșea apă de sub pragul casei, dinspre răsărit. Și vine un om care măsoară apa. A măsurat 1000 de coți, l-a trecut prin apă și apa venea până la glezne. A mai măsurat 1000 de coți, l-a pus să treacă prin apă
și apa venea până la genunchi. A măsurat încă 1000 de coți și l-a trecut prin apă și apa venea până la șolduri. A măsurat iarăși 1000 de coți și atunci era un râu pe care nu-l puteam trece, că apa era așa de adâncă încât trebuia să înot, un râu care nu se mai putea trece. Și auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? El mi-a zis, apa aceasta curge spre ținutul de răsărit, se coboară în câmpie și se varsă în mare și vărsându-se în mare, apele mării se vor vindeca, marea reprezintă neamurile. Orice făptură vie care se mișcă va trăi pretutindeni pe unde va curge râul și vor fi o mulțime de pești, căci ori pe unde va ajunge apa aceasta, apele se vor face sănătoase și pretutindeni pe unde va ajunge râul acesta, va fi viață. Însă tu te mulțumești să-ți înmoi picioarele până la glezne. Te simți bine să-ți vină până la genunchi. Ai impresia că e suficient până la șolduri? Fără să-ți dai seama că râul acesta care izvorăște din casa lui Dumnezeu, dar care trebuie să izvorască și din inima ta, este un râu care trebuie să pătrundă departe în apele mării. Și acolo să aducă viață, restaurare, mântuire. Mă rog din toată inima să înțelegem aceste adevăruri și să le trăim, ne ridicăm cu toții în picioare și cerem puterea Duhului Sfânt. Dacă în săptămânile acestea, în care am început să vorbim despre lucrarea Duhului Sfânt în viața credinciosului, ai încă dubii, ai încă semne de întrebare, încercăm să răspundem de ce vorbirea în limbi este semnul inițial, de ce este imperativ botezul cu Duhul Sfânt. Cere lumina lui Dumnezeu să-ți lumineze mintea și inima. Și mai mult decât atât, nu va fi deloc rău pentru tine să cer puterea Duhului Sfânt oricum, să cer botezul cu Duhul Sfânt oricum, să te lași călăuzit, stăpânit, locuit de Duhul Sfânt pentru o viață binecuvântată, pentru o viață roditoare și în cele din urmă pentru o viață veșnică. Ne rugăm cu toții.